Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi o să vorbim despre Far Cry 6 și despre cât de bun este acest joc. O să vedem cam care se trage cu grafica, cu sunetul, cu gameplay ul cu povestea și la final o să tragem așa niște concluzii, dăm o notă și vă spun dacă merită jocul ăsta sau nu. Așa că hai să dăm bătaie! La prima vedere, Far Cry 6 arată destul de bine, adică poți să zici că este un titlu lansat în 2021 și cel mai probabil o să arate demențial atunci când o să încep toată aventura de open world. Dar după ce începe aventura de open world, încep să observi foarte, foarte tare că se aseamănă enorm de mult cu Far Cry 5, poate chiar și cu Far Cry Primal, dacă e să luăm așa, pentru că sunt cam aceleași texturi, sunt cam aceleași modele, sunt cam aceleași animații, nu prea simți nimic nou față de precedentul, adică nu se simte o schimbare foarte, foarte masivă când vine vorba de felul cum se prezintă caracterele. Și ba, chiar pot să zic că am avut parte de niște bug-uri vizuale destul de deranjatoare sau supărătoare dacă e să luăm așa, ce probabil ați observat și voi, mai ales atunci cinematice, când se făcea focus pe fețele personajelor. Fețele erau puțin așa cam lipsite de viață în unele momente și cel mai important aveau niște baguri super, super evidente în jurul ochilor, care cumva îți cumva îți furau atenția de la tot ce se întâmplă pe ecran și te concentrai pe acea acel contur care era, nu știu, puricos sau ce, nu știu ce se întâmpla, dar era foarte, foarte deranjant. În rest, pot să zic că mă bucur într-o fel că nu prea a făcut un upgrade masiv ca după aia să-și ceară cine știe ce monstru de PC să te joci, că, na, jocul pe la urmă a rulat super bine pe sistem și n-au probleme pe open world, ținând cont la cât de mare harta, dar cred că se putea mai bine, ținând cont că Ubisoft are ce drept motoare grafice destul de puternice și arătoase, dar pentru Far Cry cumva a mers pe un, o versiune semi-upgradată de la Far Cry 5, doar adăugat niște s-a adăugat nu știu ce chestii și cam mai a fost. Adică, până la urmă, tot s-a simțit ca și un joc de PS4, dacă sunt așa. Îmi cer scuze dacă ofensez pe cineva, dar cam asta s-a simțit. Adică, joacă-te în 2K și ai să vezi diferența. Când vine vorba de sunet, jocul stă destul de bine. Adică ai sunetele clasice de Far Cry, gen alea, când ești descoperit, când ești stealth, când pui tag pe cineva și chestii genul ăsta, care sunt destul de binevenite și parcă ar fi ciudat să le schimbe, dar ai și chestii noi, precum muzica, care este destul de bine aleasă pentru zona unde se petrece totul și vocile personajelor care sunt destul de ok făcute, mai ales normal că l-au avut și pe actorul din Breaking Bad, care a jucat senzațional, mai puțin cu finalul, desigur, care nu prea a a fost așa de gruzav, dar în rest totul a fost destul de bine ales. Mi-a plăcut așa diversitatea între diversitatea de personaje și de limbaje, cu toate că am avut aceeași problemă ca în Assassin's Creed Odyssey unde ni s-a repetat o jurătură de nenumăratori doar pentru că este amuzant și poate intră în cap uh, jucătorului încât după aia să venereze acest cuvânt și să zică, uite, de aici îl știu, de aici îl știu, sau nu știu, probabil. Mie mi s-a părut puțin că am uh, forțat să tot uh, repet un cuvânt anume și poate de -aia din cauza că l-am auzit de prea multe ori, mă cam irită pe mine, să zicem. Nu știu, poate-s doar eu acum, îi fiu nebun, știi? Când vine vorba de gameplay, s-au produs câteva schimbări destul de majore. Și anume, avem totuși gameplay-ul clasic de Far Cry, adică partea de shooting și felul cum... Uh, pui pe inamici și ai un companion care te ajută și chestii genul ăsta, dar pe partea de upgrade-uri și de dezvoltarea caracterului, cumva s-a simțit ca și cum jocul te forțează să crezi că este un RPG și nu este doar un simplu shooter ceea ce cam și vrea să fie oferindu-ți content și extra săptămânal dacă e să luăm așa misiuni uh, care să fie cumva mai speciale ca niște challenge-uri Văd că vor să transforme și seria Far Cry în ce a devenit acum Assassin's Creed de la ultimele trei Assassin's Creed-uri încoace, adică cum, de, cum a fost de la origin încoace, să fie un fel de RPG, să nu mai fie un single player simplu cu o poveste și cu niște mici activități în stânga și în dreapta care cumva ălea să te ajute să devii mai puternic, pentru că, uite, spre exemplu, dacă e să compar 3 cu ăsta, în trei, toate upgrade-urile erau destul de simțitoare și chiar erau destul de faine de făcut, mai ales că te foloseai de tot ce aveai la dispoziție. Cumva aici colecționai o tonă de material, dar ajungeai de la început să ai niște chestii destul de bune pe care le puteai folosi aproape pe tot parcursul jocului fără să mai fie nevoie să faci un upgrade, fără să mai primești ceva interesant. De ce nu avem niște upgrade-uri care să-ți dea două heal-uri? De ce nu avem upgrade-uri care să-ți dea, nu știu... Uh, viteză mai mare când faci crouch toate au fost toate pasivile alea faine care, pe care le aveam în Far Cry 3 au fost scoase și lipite în armurile pe care le aveam noi în, uh, în inventory ceea ce nu zic că este rău, dar parcă nu mai simți că faci as, acel progres pe care îl făceai în Far Cry 3 dacă e să o luăm așa și, desigur, sistemul de companion vă că s-a dus din ce în ce mai tare la vale, mi se pare destul de degeaba, e doar așa acolo for funsies, știi, dacă vei să te bați acolo și să ai un cățel, o pisică, o nebunie, ceva acolo, care să, na, să-ți distragă atenția și să creeze puțin haos cu tine, dar dacă vei să joci stealth sau alte chestii genul ăsta, cumva, prietenașul tău că moare la prima adiere de vânt sau pur și simplu îți poate strica toată combinația de a te furișa și că nu este deloc distractiv pe treaba asta. În mare parte este ce drept un joc destul de distractiv, cu toate care foarte multe elemente inutile, pe care cred că le-au adăugat experimental doar ca să vadă dacă oamenii sunt pe, pe ideea asta pe care au vrut ei să meargă să-l să facă așa mai RPG joc, nu doar un simplu FPS și ce mai probabil, probabil unii vor uh, sări în ideea asta pe care Ubisoft vrea să o marketeze și ce mai probabil Uh, și următorul Far Cry, dacă o să o mai de vreo va fi tot cam în același gen. Din păcate, mie mi-e cam dorul de Far clasic, gen cum era în 3, în 4, unde aveai povestea uh, principală și aveai puține, niște, pardon, aveai niște activități secundare, dar care ele îți chiar niște upgrade uri pe care să le simți și în același timp te foloseai de tot ce colecționai în lume. Cumva aici, cum am spus, nu prea, nu prea te folosești de tot ce aveai disponibil în lume. Când vine vorba de poveste, Far Cry 6 este practic o versiune modernă a poveștii din Far Cry 3, adică are cam aceeași rută, cumva încearcă să aducă cam aceleași tipuri de personaje, doar că prea seamănă puțin și cu Far Cry 5, adică cumva au combinat toate chestiile pe care le-a avut în trecut și le-au pus în jocul ăsta zicând că este ceva complet nou. A, ce drept ordine în care am jucat jocul cumva mi-a arătat cât de mult se deteriorează povestea și într-un mod foarte gradual, surprinzător, adică prima zonă a fost destul de ok acolo cu spada, parcă se simțea cum ceva nou, ceva distractiv, da, ok, vei misiunea reciclată cu arsul terenului acolo și -a de droguri și chestii genul ăsta, cumva la poziție că e un clasic, nu poate să lipsească, dar după aia când te-ai mutat în zona a doua, gen cea de jos, jos de tot, unde uh, te-ai întâlnit cu revoluționarea bătrân bătrâni și cu cei tineri, cumva lucrurile încep să devieze într-o monotonie de asta așa foarte foarte seacă dacă e să o luăm așa, adică ok, încearcă să elimine niște personaje doar ca să îți pară ție rău dar din păcate tu ai interacționat cu personajele foarte puțin uh, cumva povestea e atât de ciudată încât parcă ok, oamenii ăștia nu știu să discute gen chiar nu există un mijloc pe acolo, o ținem cum ca au același scop, știi? E, e foarte ciudat structurată povestea asta și să nu mai zic în ultima zonă, cele mai antipatice personaje și cele mai plictisitoare momente dacă se luăm așa făcute doar ca să recicleze cele mai bune momente din jocurile precedente. Pentru că în zona 3 cred că am avut toate uh, stereotipurile de misiuni din oricare farcă. Misiunea în care ești drogat, misiunea în care ești bat, misiunea în care ești capturat de două ori, aparent, uh, și apoi una dintre ele ești prins ca prin urechile acului să scapi printr-un miracol. De foarte multe ori ajungi să fii de fapt prins într-o situație de asta. Înțeleg, e mișto dar parcă să le tot repeți și să le repeți într-un timp atât de scurt mi se pare destul de obositor. Și faptul că foarte multe misiuni nu prea erau foarte originale. Mai multe dintre ele erau dute distruge dute bate 10 aia, dute urmărește jumătate hartă. Cam asta am observat, ținând cont că harta este mai mare, toate misiunile erau puse la câteva sute de metri destul de, de mare acolo și dacă sunt un felul ăsta. Adică n-ai avem misiune de la punctul de unde încep misiunea sau de unde te trimite inițial misiunea și după aia să ai vreo 200, 300 de metri mai încolo. Nu, nu, frate, te trimitea de la unde avea misiunea la 2-3 km încolo, doar ca să te asigur că să se asigure că, bă, asta o să oprească pe drum să bată, păi, să pe să aia o să oprească pe drum să facă aia, o să oprească pe drum să facă aia. Știi, cumva încearcă să lungească toată acțiunea asta prin uh, pur și simplu adăugare de drumuri lungi și pur și simplu prin a-ți da diverse activități care nu sunt tocmai Plăcute dacă e solo așa. sau sunt foarte obositoare și repetitive și să nu mai zic pe partea de final putea să fie mult mai bine încerc să nu discut prea tare despre asta că este spoiler am zis mai mult probabil în ultimul video dacă chiar vă interesează dar părerea mea e că se putea mai bine se putea lăsa loc de interpretare se putea face cumva încă să aibă legătură cu celelalte jocuri deși s-a încercat în finalul ăla să crede și n-are niciun sens acum dacă stai să potrivești timeline-urile cu acțiunea din 3 cu acțiunea din 6 și îs multe, multe variabile la mijloc care să le legi cumva mai bine. Așa nu mai zic, Juan mi-a plăcut la început, a devenit antipatic, Clara nu mi-a plăcut tot timpul jocului, iar cred că singurul personaj care chiar pot să zic că mi-a plăcut a fost, cred că a fost mare parte cam toate, toate, toate personajele din prima zonă și cam atâta. În rest, N-am suportat aproape niciun personaj de la a doua zonă în coac, inclusiv. Zonele celelalte două de jos sunt absolut antipatice. Fără mișto. Parcă încearcă prea mult să fie diferite, ceea ce e destul de nașpănor pentru că se simte când cineva încearcă să fie mai diferit decât restul. Și asta nu e ok. Ei bine, oameni bune, a sosit momentul să tragem concluziile, să oferim o notă acestui joc și să vă spun dacă merită să vi-l luați sau nu. Far Cry 6 este ce drept un joc destul de distractiv, are câteva elemente destul de faine noi față de celelalte jocuri din serie, dar din păcate nu prea reușește să uimească la capitolul ăsta de mamă ce joc bun este față de restul. Este cam la același plan cu Far Cry 5, cu Far Cry Primal, Cam până la urmă dacă e să organizăm un top tot 3, 4 și primal lor fi cele mai ok, iar restul sunt undeva foarte, foarte jos pentru că se simt literalmente ca și niște variante reciclate a ceea ce a fost 3, 4 și chiar și primal dacă e să luăm așa cu toate sistemele pe care le-au introdus atunci. Nu prea se mai simte că vor să mai dauge un element nou care chiar să fie potrivit pentru seria asta. Ce au adăugat acum în 6 sunt literalmente elemente aduse din Assassin's Creed care fac jocul să fie mai lung, mai muncitoresc și cam se taie elementul ăla de fun. Să nu mai zic de număratele baguri pe care le-am avut, de număratele probleme pe care le-am avut, toate sunt pe video și cred că e de ajuns să le vedeți cu ochii voștri, dacă nu poate o să vă le explic și în comentarii dacă cineva chiar este curios. Dar ca să vă dau câteva exemple, foarte multe personaje blocate în, uh, în acțiune, foarte multe personaje care nu știau ce să facă, AI-ul este extrem de tâmpit și nu știe ce să facă și de multe ori ajungi să te frustrezi că nu-ți începe misiunea pentru că ești ceva ok, și când vine misiunea principală trebuie să te duci să faci știu, 300 de metri de plictisală doar ca să uh, îți dea telefon cineva. Și totuși hai să nu fim numai negativiști, are și jocul câteva părți destul de bune, ai un antagonist destul de mișto, o acțiune destul de distractivă, cu, eh, cu personaje destul de colorate și pline de viață, inspirate din diverse alte uh, personaje din vechile jocuri Far Cry sau din alte jocuri sau filme. Și pot să spun că aici câteva misiuni destul de amuzante. În rest, elementele de gameplay sunt la fel de faine ca de la Far Cry 3 încoace, dar poate câteva lucruri ceva mai moderne. Ai o selecție de arme mult mai mare și mult mai interesante. ceva gadgeturi în plus și câteva animale de companie destul de faine. Plus o tonă de activități dacă ești chiar mare fan al seriei și vrei să te joci în plus față de ceea ce îți oferă campania de single player. Cu asta fiind spus eu mai bun bobiță, i cam dau un mare 7 lui Far Cry 6, știu, poate, poate ar trebui să dăm un 6 ca să fie șase? nu, cred că 7 este o notă în de ajuns de ok, mai mult de 7 n-aș putea să urc, cu toate că m-am distrat prin joc decât au fost foarte multe momente în care m-am frustrat, foarte multe momente în care eram ceva genul oh, și acum vreau să spun că ar trebui să tai tot drumul pe care îl fac acum din video pentru că el te de pierzi tone din timp uh, pe drumuri și de multe ori am avut momente de frustrare când AI-ul pur și simplu era în legea lui acolo, nu știa ce să fac, era blocat 1 îi dădea de 0 și 0 îi dădea de 1, ceva de genul ăsta, cam așa. Oricum, aștept și părerea voastră în comentarii să-mi spuneți ce, ce vi ce v-a plăcut la joc, ce nu v-a plăcut la joc, ce ați vrut să vedeți și desigur ce așteptări aveți de la următoarele jocuri din seria asta sau ce așteptări aveți în general de la jocurile ce urmează să apară. Așa că mai bun, nu uitați dați like, subscribe, și și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!